Cea mai așteptată luptă de la turneul Eagles 7 va fi duelul pentru centură la categoria de până la 77 de kilograme. Moldovenii Luca Poclici și Sergiu Barbaroșe se vor întâlni în confruntarea pentru titlu. Luca a fost câștigător, eu am fost câștigător și acum este o luptă foarte cinstită și într-adevăr în această luptă noi o să vedem cine o să fie campion. Este într-o formă foarte excelentă. La adversarii doresc mult succes, cea mai importantă luptă din cariera mea. Cireșa de pe tort, Eagles 7, va fi lupta de titlu, se întâlnește tinereța și cu practica de viață. Cred că va fi o luptă pe viață și pe moarte. În total, 24 de luptători, dintre care 12 din Moldova, vor lupta la Eagles 7. Turneul se va desfășura sâmbătă la sala polivalentă din capitală.